Pe forehand aici, lovitura de forehand și câteva elemente. Multă priză, da? Se numește semi-western grip. Poate să fie și acest eastern sau undeva între. Totdeauna vrei să ții racheta cu ambele mâini. Nu vrei să aștepți așa. Furile degetelor mele ajung aici. Nu mă duc așa în jurul ramei, da? Mă detașez de ea lejer. Singură mână sau cu două mâini și vei coborî cu mâna aici ca să lovești. Capul rachetei în sus, foarte important. Alexandru Stan, tenis la minut. Dacă vă place ceea ce spun, cu tutorialele mele, lecțiile mele, poate cu elevii mei, pentru că am pus câteva frânturi din video, bucățele video din acele lecții, puteți colabora și dumneavoastră cu mine. Mai ales dacă aveți copii între 8 și 13 ani care vor o schimbare, vor un progres vizibil într-un interval scurt, în 10-15 lecții, eu vă garantez asta. Dacă lucrăm aplicat pe o lovitură, clar, nu are cum să nu se vadă în 10 lecții un progres. Putem corecta sau scăpa de anumite minusuri pe care le aveți la o anumită lovitură. Formite tipare de joc unde simțiți că nu merge foarte bine, poate la mingile scurte la care trebuie să avansezi în față, la mingile înalte, la mingile laterale, poate la mișcare e nevoie de lucrat. Haideți să vă ajut să corectați. Nu trebuie să plecați de la clubul la care sunteți. Dacă dumneavoastră copil joacă deja la un club de tenis, putem doar lucra separat cu acest curs intensiv.